Am ultimul clip pe care îl filmez în anul 2018. Este de fapt un clip de empties. Ia uitați câte empties s-au adunat aici. Mi-a prins foarte bine punguța asta transparentă pentru că se văd foarte bine. Și am zis că să nu fie așa un empties, pur și simplu un empties. Va fi și o chestie un pic un get ready with me, adică am zis că de ce să mă machiez eu așa singură înainte de a filma, că întotdeauna când mă hotărăsc să filmez totuși un pic machiată, am așa vreo 20 de minute înainte de clip când mă machiez, mă așez exact în poziția în care voi filma și ca să văd exact cum pică lumina și mă machiez. Și am zis că hai să fac mai bine chestia asta vorbind cu voi, că tot este ultimul clip de tip empties din acest an. Este și ultimul clip din 2018 pentru că îl filmez exact pe 31 decembrie. De asta încă nici nu sunt foarte aranjată la păr pentru că urmează, după ce o să filmez acest clip, vreau să mă și pe, să văd, vreau să mă și vopsesc, să-l și spăl, să-l și coafez într-un fel, o să văd eu exact cum. Dar ar fi fost frumos să fac chestia asta înainte de a filma clipul, dar chiar vă arăt așa și treptat și ce produse folosesc pentru machiajul de astăzi. Asta este un quad de la Chanel, care l-am așa sub formă de tester. Așa și dar am zis, până la urmă, asta e, nu mai am când, pentru că dacă o să las clipul să-l filmez și după ce mă coafez, mă să film prea târziu, o să am alte lucruri de făcut, că na, e totuși 31 decembrie. Chiar dacă nu ne-am planificat absolut nimic de făcut special pentru această zi, nu avem vreo petrecere de Revelion sau o chestie de genul ăsta, ci pur și simplu vom sta acasă, o să ne uităm la televizor, avem un tort foarte bun. Pentru că pentru acest Revelion nu mai vreau și nu mai am hotărât că nu mai vrem mâncare, ci doar așa lucruri pe care să le ciugulim repejor în timp ce ne uităm la un film, la o comedie la televizor, la ceva de genul ăsta, adică nu mai stăm să ne chinuim și cu partea asta de mâncat. Oricum, nici de acest Crăciun nu am fost cine știe ce mâncăcioși. Pentru că vă spun sincer, oricum, nu mai e ca pe vremuri când se zicea, băi, mâncai de Crăciun și de anul nou chestiile mai așa. Acum, practic, mâncare de genul ăsta, adică festivă, poți mânca în orice perioadă a anului, nu e ca și cum, vai, nu găsești vreo chestie anume, pare a mea, sarmale deja mi se par o mâncare, adică nu mai, să nu mai auze sarmale, mi se pare o mâncare atât de festivă și atât de genul, adică, wow, vai, vine Crăciunul și fac sarmale. Poți face sarmale oricând, la cât de simplu este acum, mă refer ca ingrediente, ca resurse, găsești o carne tocată bună oricând, gata, tocată, găsești legume, găsești varză, găsești orice, adică nu mai e cum era pe vremuri, că da, într-adevăr, era nevoie de o anumită perioadă și de ceva pregătire pentru acest lucru. După cum vedeți, și machiajul meu de acum e super ușor, pentru că, bineînțeles, că o să-l dau jos după ce o să, adică o să mă demachiez după ce termin de filmat. Și eu nu fac nimic spectaculos, dar cât să mi-accentuez un pic ochii, obrajii, ca să nu fiu chiar așa o apariție leșinată în cadru, să zic. Am văzut în tot lungul acestui an că v-au plăcut foarte mult clipurile de empties, că eram cât pe ce să nu-l fac pe acesta, dar am zis, stai puțin, că e adevărat că și mie îmi place să filmez empty, îmi place să văd la alții, să văd clipurile de empties,
Și atunci am zis, păi de ce să mă lipsesc taman eu de această frumoasă tradiție? Mai am de aplicat un ruj, mi-a spus ce ruj trebuie să scriu pe aici. Și va fi un ruj, ăsta e de la Seventeen. E un ruj primit recent din partea lor. Și cu o culoare foarte, foarte, foarte intensă. O să vedeți acum cum iese. E un brand pe care practic l-am redescoperit în acest an. Deși e un brand pe care știam de foarte mulți ani. Aia se culoarea. Da, uite, ăsta e un ruj de Revelion. Zic așa. Da. Destul de metalizat. El este practic un finish mat, dar un pic metalizat, adică pe finishul mat e așa un aspect de metal. Zic. Și după ce se usucă, trebuie aplicat și ăsta din partea asta care practic ca un fel de balsam, balsam de buze transparent, care vine așa ca un luciu peste, dar o să-l mai las să se usuce un pic și între timp mă duc să închid și ușa, că văd că pisicile încep să facă cărare pe aici. Vedeți cum s-a uscat? S-a uscat destul de intens, ca și culoare așa. Și acum o să vin cu acest gloss ca să nu se dă un pic de luciu și să nu fie nici foarte insuportabil pe buze. Pentru că așa cum rămăsese nu era tot mai plăcut. Acum începe să se relaxeze. Pentru că aici cred că ceva uleiuri, ceva chestii mai hidratante. Bun. De n-am și cu buzele. Și să-mi rearanjez condiția asta, că le-am strâns special ca să mă pot machia. Cred că am să fac totuși o singură coadă ca să fie mai ușor. Cât fac aici aparata produselor terminate, să nu mă încurc în atâta păr, ca să spun așa. Și așa cum v-am zis, e o pungă foarte, foarte mare și cred că va fi un clip lung. Inițial mă gândeam, când îmi pregăteam să filmez, zic să fac ceva de genul să le grupez pe branduri, pe asta am zis, no, mă prinde anul nou, Crăciunul și Paștele. Și o să le iau efectiv cum vin la mână. Aici am un ambalaj rămas de la un lapte parfumat pentru corp de la Guerlain Le Délices de Bain. Încă mai am puțin, dar cutia deja o arunc de acum pentru că nu mai nu-și mai are sensul și din loțiunea respectivă mai e acolo, cât o mai folosesc probabil vreo 2 săptămâni. O mască folosită recent, pentru că în perioada asta am folosit foarte, foarte multe măști, este de la Yves Rocher. O cred că a fost, mi s-a părut, cea mai interesantă mască folosită în acest an, pentru că vine din 2 bucăți. Sunt, efectiv, parcă îți pui o altă piele pe față, că e o chestie așa transparent, așa din silicon. Se simte destul de puternic așa când aplici pe ten, așa parcă... și furnicături, și, dar nu într-un sens neplăcut. Chiar a fost o mască care a fost așa ca o surpriză. Nu mă așteptam să fie atât de... să se simtă gen. Bun. La capitolul măști, care la fel mi-au plăcut extraordinar de mult, este această mască de la Clarins SOS Comfort, pe care pe asta cu siguranță am să o recumpăr la anul.
Pe aceasta am primit-o din partea lor, mi-am mai cumpărat și pe celelalte măști din gama SOS în format mini, pe cea verde și pe cea albastră. Dar pe aceasta galbenă vreau să zic că am folosit-o inclusiv pentru demachiere. Deci este un produs foarte, foarte bun, hidratant, calmant pentru ten, tot ce vreți. Hai că dacă tot suntem pe la skincare, să cum mai arăt ce mai am pe aici, tot pe skincare, de la Uriaj Cicactiv. Ăsta a fost un produs pe care l-am luat la un moment dat să fie acolo pe perioada de vară, pentru tot felul de înțepături. L-am folosit și pentru coșuri, iritații pe față, ce au mai apărut. Un produs care și protejează locul cu problema, efectiv, să spun așa. Aproape am terminat, nu am terminat-o, dar s-a alterat de la Clinique Moisture Surge. Da, este una dintre gamele preferate de la Clinique. Îmi place mult crema asta, că e ca un gel așa foarte răcoritor. Am tot folosit din ea și la un moment dat pur și simplu am uitat de ea. Am uitat, practic, am pus-o sub altă cremă și n-am mai văzut-o. Și când am desfăcut-o apoi, nu prea mai mirosea, ok? Și atunci am zis, ok, la revedere, ieșim din peisaj. Ei, o cremă pe care am folosit-o până la ultima picătură, vreau să zic că ultimele picături, să spun așa, le-am folosit chiar și pentru mâini. Paula's Choice Resist Intensive Repair Cream pentru dry and very dry skin cu o retinol, o cremă pe care o recomand din plin persoanelor cu ten uscat și foarte uscat, precum îl am și eu, și pentru tenurile cu tendință de a-și pierde hidratarea. Eu am folosit-o ca și cremă de noapte, n-am folosit-o ca și cremă de zi, având retinol am preferat să o folosesc seara, pentru că a doua zi foloseam oricum SPF dacă o foloseam pe înainte, că știți că retinolul fotosensibilizează puțin pielea. Îmi place că deși era o cremă foarte grasă, să zic așa, foarte consistentă, se topea efectiv pe piele, o trăgea foarte bine în epidermă, mi-a plăcut tare mult și e printre produsele Paula's Choice preferate, să spun așa, adică din ce am folosit până acum. Cu greu mă despart de ea, dar asta e, s-a terminat. Adică... Da. La capitolul produse de curățare, iar am ceva de la Yves Rocher, că înainte a fost mască. Întotdeauna mi-au plăcut astea, laptele de machiant. Acesta este cel nutritiv vegetal, tot așa pentru ten uscat, mai rămas aici, dar nu mai reușesc să scot asta. Am zis că eventual după ce o să filmez acum clipul, o să încerc să o tai, să văd dacă reușesc. Pe de altă parte, nu vreau nici să-mi lovesc degetele, pentru că mai am buzele astea niște experimente și n-aș vrea să am accidente. Așa, să văd dacă mai am ceva pe aici, pe zona de skincare, ce pot vedea. Uite că sunt o grămadă de... de astea, cum se cheamă? Eșantioane, de fapt miniaturi, de la Guerlain, pe care le-am folosit în de-a lungul anului și pe unele le uitasem așa în cutie, le uitasem pe raftul meu de produse Guerlain și acum am zis, gata, chiar trebuie să fac curățenie, nu se poate să păstrez și mostrele, deși am văzut că sunt colecționari la nivel mondial care păstrează și cutii de la mostre și eșantioane și tot, am zis că totuși. Gama orice de Imperial, da, îmi place extrem de mult. Și gama Aqua Serum. E potrivită mai ales pentru un ten care are nevoie de hidratare. Ce să spun, sunt minunate, din păcate în full size nu prea mi le permit. Și nici nu consider că e o investiție foarte smart. Adică dacă mi-aș lua o cremă orice de Imperial, o iau pentru plăcere, pentru... răsfăț, nu neapărat cât pentru, să zic, eficiență. Îmi dă o stare de bine, îmi dă o stare de... așa, când o folosești, se vede că tenul este bine hidratat, luminos, relaxat, dar totuși alte efecte vezi când mai pui un booster cu acid hialuronic, alte efecte vezi când mai ai un
retinol, când mai ai și alte lucruri. Adică nu trebuie neapărat să dai o cremă orice de imperial, doar aia pentru ochi costă vreo 600 de lei, iar aia pentru față e vreo 1000 de lei. Deci nu trebuie să dai 1000 de lei ca să ai efectele dorite pe care le poți avea de la o cremă de față. Așa că nu consider că e foarte smart o asemenea achiziție, decât dacă da, chiar n-ai ce face cu banii, cum aș zice. La fel, nu consider că este o chestie smart să-ți cumperi produse de skincare de la Prairie. Acum știu că sunt fani, am avut aici o mostră. Știu că sunt fani de la La Prairie, ai brandurile La Prairie de skincare care spun vai că la La Prairie tenul se schimbă și așa. Eu am cunoscut persoane care se dădeau numai cu La Prairie și nu, adică n-am văzut niște lucruri care să mă convingă, tot la fel am văzut produse, am mai avut eșantioane, am mai avut testere, cam greu într-adevăr se găsesc eșantioane și testere La Prairie, dar nu pot să spun că la fel este un brand de skincare în care aș investi. Uite, un brand de skincare care are câteva produse care merită investite este Estée Lauder și aici am avut crema de ochi, care e surioara la acel faimos Ser ANR. Asta este crema de ochi din aceeași gamă și cred că de asta cred că am folosit vreo două, dacă nu mă înșel. Pentru că în perioada cât am folosit intens acel ser, că am un review pe blog, am vrut să fac o perioadă destul de lungă să-l folosesc doar pe el, cred că o lună, așa, am vrut să folosesc și produse complementare, ca să văd un pic ce se întâmplă acolo. Săpunuri lichide. Din gama asta o să mă tot vedeți, este Pop-Up Naturally, nu știu ce, am uitat cum îi spune la acest brand, dar este un brand exclusiv, The Somerset Toiletry. Este un brand pe care îl găsiți exclusiv în parfumeriile Marionu și sunt săpunurile astea lichide de jumătate de litru, 500 de mililitri, într-adevăr sunt gen mai scumpe, mai spre 30 și ceva de lei, dar sunt foarte plăcute și 500 de mililitri chiar va ajunge, iar pentru perioada asta a sărbătorilor, când vă vin musafiri, când e așa, e foarte plăcut să ai un săpun de ăsta la baie, când pun așa ceva, cei care merg la baie, ceva, dar de unde le cumperi, dar de unde le iei, dar ce sunt astea? Păi zic, sunt săpunuri lichide pe care le iau de la Marionu. De la Marionu se găsește și săpunuri lichide? Da, găsește și săpunuri lichide. Iar mai nou că sunt și jucării, că sunt și ursulețe, deci nu mai merg de nimic. Asta este un săpun lichid care de fapt e și body wash, Konopkas. Este un brand care se găsește la magazinul Lila Poa. Eu în altă parte nu l-am mai văzut. Practic eu din partea lor l-am primit atunci când am venit valizoiul la mare de la Lila Poa. Și drăguț, miroase lavandă, e destul... E pe genul ăla mai natural, mai erbos, mai aplant, așa, să spun. Că tot vorbeam de Lila Poa. La Lila Poa găsiți și produsele Dermacol și ce e mișto că găsiți toată, tot ce înseamnă produs Dermacol și parfumuri și cremă de corp, adică numai make-up. Iar eu am terminat, deci primul produs Dermacol pe care l-am terminat și pe care pur și simplu l-am adorat. Este acest body scrub care se cheamă Aroma Ritual. Dați-l voi cum arată. E o combinație între toate aceste arome pe care le vedeți, dar este într-un mare fel. Deci mi-a plăcut la nebunie. Miroase extraordinar de bine. Ai senzația că parcă te speli cu nu cu prăjitură. Știți când se face, când începi să pregătești cozonacul, că prima dată se freacă gălbenușurile cu zahăr, cu arome, nu știu ce ala, e cu chestia aia așa, parcă miroase, deci foai, e minunat, minunat. Pe ăsta am să-l recumpăr la un moment dat, deși mai am acum încă 3 scrub-uri de carp început de la baie, da? Na. Vedem ce se mai întâmplă. Hai să vă spun și despre lucruri care nu mi-au plăcut. Este a doua oară când folosesc acest șampon de la Joico și oricum cu șampoanele Joico, până la urmă, am avut o relație foarte ciudată. Îmi plăcea cum arăta părul după, adică, hai, luminos, frumos, se vedea că se folosesc un șampon profesional, însă scalpul, pielea capului, întotdeauna dădea semne, nu mai vrem șamponul ăsta. Și vreau să vă zic că chiar am avut câteva momente în care
am simțit nevoia să renunț de tot la șampon, tot folosind șampoanele de la Joico, pentru că dădeau o stare de disconfort. Efectiv, parcă aveam senzația că mă spăl cu sare în cap. Nu știu cum să vă explic. El, nimic de zis, părul arăta splendid după aia, adică arăta foarte bine, arăta foarte luminos, foarte cu ținută, se coafa foarte bine, dar mie nu îmi plăcea senzația și vă spun sincer că mă spălam și des din cauza asta, pentru că mă spălam azi, mama, a treia zi, ce a treia zi, a doua zi, uneori obligatoriu mă spălam pentru că nu mai suportam senzația de uscăciune pe pielea capului. Și atunci am renunțat din ăsta, practic mai am, este cel cu care are și pigment care neutralizează acel galben al blondului. Pigmentul ăsta a lucrat așa, ce lucra cel mai mișto e lucra asupra unghiilor, că vreau să vă zic că dacă te speli vreo 2 săptămâni în continuu doar cu acest șampon, odată la 2-3 zile, încep unghiile să ți facă vinete, mi-arăți un pic cam oribil. Deci ideal este dacă vă spălați cu acest șampon să folosiți mănuși chirurgicale, mănuși și asta ca să nu așa, ca să nu vă colorați sub unghii, să zică lumea că aveți mov sub unghii, că nici măcar negru nu-i. Deci nu mi-a plăcut. Pe ăsta chiar l-am cumpărat, pentru că prima dată l-am primit din partea lor și a doua oară am zis hai să-l mai cumpăr, zic că totuși căutam efectul acela de gri în păr pe care ăsta îl dă. Și îl dă cât de cât comparativ cu alte șampoane, că am folosit și de la Kalos, am folosit și chestii mai ieftine și am folosit și chestii mai scumpe, cum am folosit de la L'Oréal Paris, pe acela L'Oréal Paris, doamne, L'Oréal Professional, mai este unul Silver. Nu funcționează, adică nu funcționează pe total, funcționează doar ca și aspect, dar ca stare, ca asta mie nu mi-a plăcut. Și că dacă tot suntem la zona de hair care și de lucruri, ăsta, frate, și ăsta șampon și îmi pare bine că mi-am mai luat, mai am rezervă, mai am un set de travel din Christophe Robin, iar anul acesta, în 2019, mă refer că de acum, Ana, suntem în 2019, mi-am propus să mai iau un borcan de ăsta de la Christophe Robin, să o să mai pândesc acum când vor fi reducerile pe Look Fantastic, pentru că de acolo l-am cumpărat, da, este altceva, este practic o cremă de spălat. Adică nu e ca și cum te spăla cu un șampon, e o cremă și este foarte, foarte plăcut și... Deci e pur și simplu parcă te spăla cu o cremă de față pe păr, dar în același timp și curăță. E ceva așa, care nu poți să-ți dai seama ce se întâmplă acolo și lasă aspectul ăla de păr blond, luminos, nu știu, e wow, chiar e wow, chiar e un brand care își merită banii. Sper să-l aducă și la noi, ca să nu mai trebuiască să-l cumpăr de prin alte reclauri. ACM Sensitelial, SPF cu 30%, ce l-am folosit în vara asta, a mai rămas în el, dar din păcate știți că produsele solare nu prea e bine să le folosești de la un an la altul, că după ce le-ai desfăcut, e cam... În fine, acum dacă ar fi gen să știu că plec undeva și fac plajă acum în... martie, aprilie sau în februarie, martie, prin vreo țară caldă, merge. De-aia eu uneori le mai țin pentru că mai am cunoștințe care pleacă în călătorii de-astea exotice și știu că la mine mai găsesc câte un produs solar care a fost desfăcut în vară și care în iarnă încă este ok. Dar acum nu am unde să mă... sau dacă mă duceam la ski și aveam nevoie pentru față, pentru mâini și așa, la fel nu fac ski, deci ca atare... Îl mai țin, probabil o să le mai țin acum un pic prin dulap să văd dacă mai va mai fi cineva să mi le solicite, dacă nu le arunc, pentru că undeva prin iunie, iulie, când o să mergem noi la plajă, voi lua, folosi altele noi. Ăsta, în schimb, a fost folosit cel mai mult. E vorba de spuma, eu ca o frișcă de la Bioderma Photoderm pentru copii, cu SPF 50, pe care am folosit-o și eu, pentru că este extraordinar de ușor de aplicat. Arată ca o frișcă, efectiv, când o scoți în palme și se aplică foarte, foarte ușor și are un finish, adică nici nu-ți dai seama cât te da cu cremă. Și pe băiețelul meu, cel puțin, mi-era foarte ușor să-l dau cu asta. La capitolul surprize foarte plăcut din acest an a fost acest ulei de cleansing oil din marca Douglas Naturals, cred. Naturals, yes. Un produs sosit în acest an din partea celor de la Douglas, care mi-a făcut o foarte mare plăcere. Este exact genul de produs de curățare pentru față care combină
și parte de lipide și parte de hidratare, dar ce m-a plăcut erau aceste petale de trandafir. Sunt chiar petale de trandafir uscate, deci nu e altceva. Mai iese din când în când când te speli și câte petale de trandafir și se simte așa foarte... Într-un mare fel se simte pe față, adică da, sunt o prințesă și mă spăl cu, uleiuri și cu petale de trandafir pe față, na, ce poți să-ți dorești mai mult. La capitolul păr, iar aici alt set de, cum se cheamă, de la Oleo Intens, Saios Oleo Intens. Cam e vopseaua preferată. Acum pentru Revelion mi-am mai luat tot așa, mai am un tub de Saios Oleo Intens. Mi-am mai luat de la Alon Color, o nuanță care îmi place din gama lor fără amoniac. Dar să vedem, nu știu cu ce o să mă fac în seara asta. La capitolul skin care, un produs despre care v-am mai vorbit în, cred că într-un Get Ready With Me, este acest ser de la Biotissima. Este un brand exclusiv al celor de la Life Care. Și îmi place mult gama Biotissima încă de când s-a lansat. Am avut ocazia să fiu printre primii consumatori, pentru că atunci, pe vremea aia, am intrat într-un lot de testare, de testare reală. Deci s-au făcut primele studii de piață pentru lansarea cremei Biotissima și eu am avut norocul să fiu inclusă în acel panel. Și am cunoscut de atunci produsele, le-am primit pentru testare o perioadă și mi-au plăcut foarte mult. Iar acest ser este... La fel, combinația ideală pentru cine își dorește, opa, un set și puțin hidratant și puțin mai grăsuț și ca o bază de make-up. Deci ăsta, de asta, eu m-am mirat cât de repede l-am terminat, pentru că mai am o grămadă de alte seruri și creme, dar am avut efectiv, cred că luna noiembrie, numai după el întindeam mâna. Deci deschideam sertarul de creme dimineața și mă uitam, tot pe ăsta luam. Chiar dacă o să zicem deasupra lui, mai aplicam altă cremă, dar îmi plăcea foarte, foarte mult. Și e printre produsele care la fel costă genul 70 de lei. Este plin de produse de-astea naturale, uleiuri presate la rece, adică e super clean ca și formulă. Mi-a plăcut tare, tare mult. Vine în format cu pompiță, în flacon de sticlă, este și elegant, vine într-o cutie, bineînțeles, sigilat. Ca tare, exact ce vă spuneam înainte, nu trebuie să dai 10 milioane pe un ser facial sau pe o cremă ca să-și facă treaba, este suficient să te uiți la ingrediente și să cauți ca produsul să fie pur și simplu plăcut și bine gândit, iar ăsta e o opțiune. Pe ăsta chiar îl recomand. Ăsta chiar îl recomand fără reținere. V-am mai spus și cu altă ocazie că îmi place marca lui Petit Marcie. Am mai terminat un gel de duș cu sev de aloe vera. Asta este hipoalergenic. E foarte plăcut. Pe asta, în momentul în care l-am desfăcut la baie, iar s-a terminat primul. Adică, așa, practic, îmi dau seama cam care sunt produsele preferate în familie. Ăla care se termine primul într-un timp record, înseamnă că a fost preferat. Și soțul meu i-a plăcut foarte mult și adevărul că poate fi folosit de toată familia, pentru că are un miros pur și simplu de... avea ceva de migdale și de aloe. Adică, miros neutru, miros de curățenie, un miros de... Poți să-l folosesc oricine, nu e gen doar de gagici, să zic așa. Un gel de duș pe care îmi pare rău că am dat banii, deși n-am dat cine știe ce. El ca și preț este vreo 20 și ceva de lei, cam practic cât ăsta lui Le Petit Marseille. Numai că diferența este majoră. Le Petit Marseille este o plăcere să te speli cu el și este și foarte mare, are 400 de mililitri. Pe când ăsta are, cât are? 150 de mililitri. E forma așa interesantă, că e moale, așa, e plasticos, e gumat, dar e foarte cleios, ca să mă exprim, că nu știu cum să-i spun. Parcă te speli cu o gelatină, ca un slime, că tot copiii sunt acum obișnuiți cu chestia asta. Mie de miroase are, eu l-am luat pe ăsta, uite, nu știu dacă ați văzut când am desfăcut, că s-a văzut așa, uite, cleiul, e cleios așa. Miroase a iarbă, proaspăt, tăiată, a verdeață, a, îi spune roulé dans l'herbe, adică să te dai prin iarbă. A, rolling in the grass, yes, it's also in English. Nu aș mai da bani pe el, pentru că trebuia să folosești foarte multă apă să mă clătesc și rămâne efectiv, deci, cum să vă explic, că na, mare brânză, mare filozofie, iei genul de duș, îl iei în mâini, îl clăbucești un pic și începi să-l dai. Ăsta rămânea, parcă era un clay. Și asta mă enerva întotdeauna. Când mă spălam cu el, deși îmi plăcea foarte mult mirosul,
tot timpul rămâneam cleioasă pe mâini și trebuia să mă spăl cu multă, multă, multă apă. Un gel de duș de la Dove, Men Care Comfort, sub formă de spumă. Pe ăsta l-am și eu acum, tot așa în format de spumă. Și chiar este, cred că cel mai mișto gel de duș spumă. Și soțul meu mi-a plăcut foarte mult, dar ăla pe care îl am eu îmi place foarte mult, îl folosesc și pentru atunci când mă epilez prin culamă, pentru că este extraordinar de moale, de cremos. Sincer o să fiu, gelul ăsta de duș Dove în formă de spumă este net superior unui alt gel de gel de ăsta de duș spumă pe care l-am folosit într-o gamă ceva mai scumpă de la ăștia, cum îi cheamă, Treats Tradition, de la care, apropo, am terminat și de la ei gelul de duș spumă și gel de duș normal. Sunt extraordinare, sunt așa, crema de corp este, și acum mai miroase, este wow. E o gamă care efectiv te relaxează, te așa, dar vreau să vă zic că gelul de duș totuși mi se pare un pic prea scump pentru ceea ce este. Adică, până la urmă, e un gel de duș, nu-i așa? Crema de corp, da, sunt de acord să coste ceva mai mult. E la fel o marcă pe care o găsești exclusiv la Marionnaud, dar gel de duș mi se pare că costă prea mult, nu știu, vreo 40 de lei, parcă e spuma aia, să nu exagerez, dar cred că atât e. Și mi se pare un pic cam mult când poți să găsești, na, până găsești la Dove la jumătate de preț și e cam același. Da, am același lucru. Că tot vorbeam de chestii bune de la Marionnaud, deși am zis că să nu vă mai arăt chestii de astea, dischete de machiante și bălării de genul ăsta. Vreau să revin asupra dischetelor de machiante de la Marionnaud, pentru că și anul ăsta iar am trecut printr-o grămadă de branduri. Am luat și marca proprie de la Sephora și de la Douglas, am luat și pe cele de la DM, dar cele de la Marionnaud au rămas mega preferatele mele în top. Cele mai fine, cele mai plăcute, cele mai... Chiar vorbeam și cu fetele de acolo, că și ele spuneau, angajatele, că la fel își cumpără ele pentru uzul lor personal, pentru că, na, au tot folosit diverse. Și până la urmă au ajuns la aceeași concluzie că acestea sunt mult prea mișto ca să-ți iei altceva. Și de-aia vreau doar să vi le readuc așa un pic în atenție. Și să vă spun că partea asta de dischete de machiante nu este atât de neimportantă precum credeți. Pentru că e o chestie cu care efectiv îți freci fața zi de zi. Chiar sunt dermatologi care nu recomandă să folosești dischete de machiante în fiecare zi, pentru că spun că că accelerează exfolierea și grăbesc acolo niște procese care nu sunt plăcute pielei. Dar dacă tot folosești, este bine să folosești ceva de calitate și mie îmi plac. Deci nu neglijați chestia asta, mare minune, o dischetă de machiant, poate să fie orice. Nu e chiar orice, pentru că vine în contact cu tenul tău. Bun, hai să mai sunt pe aici. Mi-a urmas o grămadă de miniaturi, dar în fine o să le vedem. CeraVital. CeraVital, deodorantele. Îmi spunea cineva, când am mai prezentat, eu am mai avut un clip în care v-am arătat tot felul de idei de cadouri de la CeraVital, că deodorantele de la CeraVital sunt cam... Eu vreau să spun așa, dacă ar fi să le compar cu produse similare de pe piață, gen, na, eu folosesc și deodorante de la Dove și de la Nivea și de la Fa, Rexona, în fine, Adidas, le prefer pe acestea de multe ori, mai ales varianta fără alcool, pentru că sunt foarte delicate cu pielea. Într-adevăr, pe eficiență. Acum, dacă e să compar și cu anumite variante de la Fa, de exemplu, asta e mult mai eficient. Era o gamă de la Fa acum, aia mai, mai naturală, mai fără sârâri de aluminiu. Păi e mult mai eficient ăsta. Dar îmi place mai ales ca feeling. Și îmi place și cum are pulverizatorul. Pulverizatorul și cum se pulverizează. Se pulverizează, mi se pare foarte uniform. Nu vine ca un jet, ci vine așa ca un nor. Și asta la fel e foarte important ca să se aplice, să aplice bine. Am avut aici niște paduri micuțe de machiat ochii de la Halo, nu știu, e un brand pe care l-am găsit într-un beauty box de la Look Fantastic, dar mi-a plăcut tare mult, foarte bine gândite, adică erau niște paduri gata impregnate cu soluție de machiat ochii, foarte finuțe, erau așa ca niște, aveau ca niște pernuțe, așa cum e folia aia cu bubuline pentru ambalate, așa erau și ele, foarte, foarte drăguțe. Nu am mai văzut chiar pe nicăieri.
Sephora, mască cu Lotus, bine, măști o să tot vedeți, cam tot am tot folosit în ultima perioadă. Ia zic, ce măști mai am, să iau măștile acum, că știu tot de ele. De la Garnier, Hydra Bomb. Nu e cea mai eficientă mască hidratantă pe care am folosit-o, dar pentru 9 lei cât costă ea, e o mască ok și e decentă. Masca asta a fost o surpriză de la cum îi spune, nu știu cum îi spune. Cum îi spune? A Skin Republic, doamne, Skin Republic. Este alt brand pe care îl găsiți în exclusivitate la Marionu. Și chiar, nu știu, îmi place așa mult cum rămâne pielea după, efectiv, foarte hidratată în adevăratul sens al cuvântului. Știu că eu mă pregătisem de obicei după ce îmi aplic o mască pe față, am lângă mine și cremele să mă dau după aia. Și după ce m-am dat cu asta, puneam așa mâna pe față, zic, ce cremă să mai pun? La fel a fost cu cea de la Yves Rocher, asta prima pe care m-am arătat-o. După care chiar nu am aplicat cremă pentru că nu am avut nevoie. Deci astea pot să zic că au fost cele mai eficiente măști și foarte bun raportul calitate-preț, adică și accesibile, pentru că dacă e să vorbim de măști foarte, 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 foarte mișto sunt cele de la Sisley, din care normal că am doar pliculețe mostre, pentru că momentan nu-mi permis să dau 50-60 de euro doar pe un tub de mască. De-aia mai am aici, o grămadă de, acum vine partea de mostre și eșantioane, dar stai să mai vă arăt ce mai am full size. Asta a fost o cremă de care m-am îndrăgostit oricum, de la prima folosire sub formă de eșantion. Este crema cu SPF 25 de la Sensai, cu ceva aromă de trandafir. Pe asta am primit-o la schimb de la Cristina, pentru că ea și-a luat... la un moment dat, a încercat să o folosească, ei nu prea i-a prit, nu știu de ce, în fine... Există ceva acolo care nu a funcționat. Eu aveam un format de sample și știa că îmi place. M-a întrebat, băi, e așa, a făcut schimb, am dat eu altceva și am folosit-o până la ultima picătură. Deci acum încă mă gândesc dacă s-o tai, să mai scot de acolo, dacă mai fi ceva. Un alt ser care mi-a plăcut foarte, foarte mult, de la Academie, Serum Eclat. Este un ser care dă luminozitate, pe acesta îl combinam și în fondurile de ten, pentru că dă într-adevăr aspectul de luminos, de ten radios. Nu știu dacă acum am focalizat cât de cât decent. Sunt produse pe care le găsiți în exclusivitate la Top Line. Un pic cam pricey mi s-a părut ăsta. Adică, eu acum la drept vorbind nu aș da pe el, cred că erau de 3 milioane, dacă nu înșel, vreo 200-300 de lei. Nu știu dacă aș da pe el 200-300 de lei acum, să vă spun pe extrem de sincer, pentru că este într-adevăr plăcut și dă efectul ăla de luminozitate, dar nu pot să spun că depășește alte produse mai ieftine decât el. Încă o mostră de la Orchid de Imperial, pe astea le-am tot, am vrut să le folosesc în perioada asta, să nu mai rămân cu ele, să expire pe aici, să-mi pară rău. Uriaj, apa mea preferată din toate timpurile, apa termală. V-am scris despre ea și v-am spus de ce este ea mai bună decât alte ape termale, pentru că este izotonică și ajută ca celulele să-și mențină acolo forma și hidratarea. Nu le obligă nici să pierdă apă, nici să primească prea multă, ci exact cât au nevoie. Un produs de care nici nu vine să cred că l-am terminat. Este, cred că, primul tuș de ochi din viața mea pe care chiar îl folosesc până nu mai rămâne așa... gri, parcă ca și cum tușul s-ar fi amestecat cu apă. Este de la Clarins Graphic Ink Liner, un tuș care a fost extraordinar de fin, de plăcut. Eu, care nu sunt o mare maestră în folosirea tușului de ochi, să vi-l arăt și cum arăta ca. Și vedeți, nu este suficient de lunguieț, e un pic așa rotunjor, grăsunel. Mi-a plăcut tare mult și nu mi-a venit să cred. Pentru când s-a terminat, eram ceva de genul, cum eu am terminat un tuș de ochi? Eu. Da. Așa. O cremă de corp cu unt de cacao de la Wooden Spoon, pe care găsiți pe orgabio.ro. Vai, cât de mult mi-a plăcut asta. Deci am șters efectiv cutia pe interior. Eu am primit un travel size din partea lor, îl găsiți și full size. E o
cremă multifuncțională pe care o puteți folosi pe tot corpul, pe mâini, pe cuticule, pe ce vreți voi. Hai să vedem cum chiar urmează miniatură. Miniatur de miniatur și sample. Sample-urile astea de gel de duș de la Sephora sunt foarte practice. Este pur și simplu, ai o dată, one shot de gel de duș. Asta este un set de la Clinique. Despre care nu pot să spun mare lucru. Știu că au mai fost persoane care m-au mai întrebat de produsele de la Clinique. Eu nu sunt foarte convinsă de produsele de la Clinique. Ăsta nu mi s-a părut că are nimic deosebit față de alte produse. Ăsta e formatul care vine ca și cadou în momentul când cumpere multe chestii de la Clinique. Nu e un serb slab, doamne ferește, dar nu pot să spun că, vai de mine, a fost nici prea mi-am putut face o părere clară despre el. Aici sunt... Ce sunt aici? Chestii de la Sisley și Fresh. Și încă ceva, un brand Zebra White, care n-am auzit în viața mea. Am avut o mostră, nu mai știu, cred că ăsta Zebra White, Manuela Mihalcea, cred că mi l-a trimis odată într-un swap. Ea tot ea mi-a trimis niște sample-uri de Fresh. Ăsta mi-a plăcut, wow, cât de mișto este gelul de duș, doamne, fondul de ten de la Sisley, din gama Sisley. Este chiar wow, chiar wow. Fito Flash, tot de la Sisley. Acum urmează un tur de sample-uri și de eșantioane de Sisley, ce să zic. Sisley de la, cum se cheamă? De fiecare dată când termin cât un eșantion, spun, băi, bine că există opțiunea să-mi fac abonament bote, abonamentul acela și să primesc cât 5 sample în fiecare lună, abonament pe care încă îl am. Nu livrează decât în Franța, asta e dacă aveți acolo pe cineva care să vi le primească. Pentru că, cu sinceritate, nu mi le permit în full site. Na, crema asta a Sisley-a e vreo 300 de euro. Da. Așa, dar ca să am tot timpul eșantioane, îmi vine foarte ușor și le folosesc și de câte ori am nevoie, trebuie să le urmăresc într-un mod special. Aici a fost o... Am primit o casetă când am avut întâlnirea cu Fanny de la un brand spaniol, parcă. Of, nu văd bine exact cum scrie. În fine, asta mi le-a adus cineva. Le-a adus o fană de-a mea, Oana, cred că tu. Sper să nu te confund. Cea care are și pagina Miss Shiseido. Da, cred că ea mi le-a adus. Foarte mișto produs, într-adevăr. Destul de asemănătoare cu ceea ce înseamnă produse profesionale. Așa. Și cremuța asta am terminat-o. De la Sisley. Hai să vedem ce mai avem de pe la Sisley. Wow! Asta e un gel de hidratare care se folosește de fapt ca și mască. Și asta a fost wow. Ce îmi place la eșantioanele astea în format așa că poți folosi mult și bine din ele. Adică îți ajung 5-6 aplicări fără problemă. Da, dacă sunteți din Franța, din Spania, din Anglia și Germania, am impresia că mai au cei de la Sisley, varianta de abonament lunar, adică undeva vreo câteva zeci de euro pentru 6 luni sau pentru 12 luni și primești în fiecare lună 5 samples, în care unele pot fi și atât de mari. Asta, de exemplu, este Lisley, este laptele de machiant care are aici 30 de mililitri. Ăsta chiar mi-a ajuns de vreo 10 folosiri, cred că... Bine, combinat cu alte produse, că eu la demachiere nu folosesc doar un singur produs. De la Fragonar am aici un gel de ăsta micuț de duș din gama Vervain. Foarte proaspăt și verde. Miroase, el era verde ca idee. Așa. Ce mai am pe aici? O chestie foarte mică. Ăsta e serul acela, ser divin de la Caudalie, cred că e. Caudalie, nu L'Occitane, doamne. De la L'Occitane en Provence, de la din gama cu crem divin, un ulei facial. Nu pot să zic nici că am leșinat, nici că... Un ulei facial. Nimic... N-am remarcat nimic special. Asta e o cremă de la Sisley care îmi place foarte mult. Hydra Gobla...
Hydra Global, Hydratation Intense Anti-Age. Este un hidratant care se simte, nenica, adică asta am avut așa o doză de două pe care știu că tot le-am folosit și se simțea. Adică ăsta te dădeai și seara și dimineața când te trezeai, aveai tenul super hidratat, foarte mișto. Ăsta chiar un produs care este exact ceea ce are nevoie un ten matur, dar care are nevoie de hidratare foarte intensă și de durată, care să stea acolo în epidermă. Mi-a plăcut foarte mult. Un ulei de la Darphin. Ăsta este un brand pe care îl găsiți în exclusivitate în Sephora la noi. În afară îl găsiți în mai multe magazine. E un brand așa care combină partea asta holistică. Seamănă cu Decleor, dacă știți produsele de la Decleor. Mi-e plăcut așa. La fel, acum folosesc, de exemplu, o cremă de la ei. Nu pot să spun că este vai, mega, wow, n-am mai văzut, n-am mai întâlnit așa ceva. E plăcută, e interesantă, dar nu pot să spun. No. De la Dior am mai folosit niște miniaturi din Capture Total. E o cremă foarte reconfortantă așa pentru ten. Uite, când au fost zile de-astea figuroase, mergea foarte bine pe ten Capture Total de la Dior. Asta este, cred că, demachiantul Tonic Express de la Clarins. Care chiar mi-a plăcut și am impresia că am unul ceva în format mai mare, care urmează să-l folosesc. Hei, și Phytosvelt Global de la Sisley, o cremă chipurile anticelulită, normal că nu, eu nu cred în așa ceva, dar îmi place foarte mult. Asta se simte atât de mișto și îți dă o stare așa de bine după ce o folosești, încât doar pentru senzația în sine și merită acolo să te zbați mai mult să se ducă celulita la făcut așa, chiar dacă nu o să se ducă doar cu o cremă. Astea au fost produsele Empties pe final de an. Ce să vă spun, vizionare plăcută, luați, uitați-vă și în urmă la celelalte clipuri de Empties ca să vedeți așa cam ce am folosit de-a lungul unui an. Vouă vă urez să terminați anul cât mai bine cu produse consumate atâta cât considerați voi necesar. Chiar am să insist mereu pe tema asta, că să nu vă lăsați așa impresionați la modul, wow, uite un beauty blogger câte produse folosește. Eu, de exemplu, folosesc și foarte multe doar ca să le văd cum sunt, ca să creez acolo niște experiență, să pot face comparații, ca atunci când vin aici în fața voastră să vă spun niște lucruri și să știu să le compar. Cum a fost acum, că am comparat Darphin cu Decleor, că am comparat Sisley cu alte mărcianți, că ok, poate nu-și merită banii, că nu știu ce. Adică nu aș putea să fac toate chestia asta, dar nu trec prin ele. Dar asta, în mod clar, nu este necesar să facă un om care nu are pasiune pentru așa ceva și care este doar simplu utilizator. Deci nu vă încărcați rafturile de creme nici în anul următor. Eu, ca idee, voi intra într-o perioadă iar de no buy, adică facem un pic de pauză de cumpărături de cosmetice, pentru că am foarte multe lucruri pe care trebuie să le folosesc, rămase de acum din anul 2018. Și o să fac doar câteva excepții, gen de ziua mea, poate ceva să-mi aducă iepurașul de Paște și cam atât. În rest am să mă abțin în a mai cumpăra, produse. O să vedem dacă o să meargă, o să vă povestesc. Și ăsta a fost ultimul Empties din 2018.